Mă bucur să ne vedem la distanță, așa sunt vremurile, asta facem. Sunt în curtea Bisericii Sfântul Nicolae dintr-o zi, la unul dintre cei mai iubiți preoți din România, Părintele Vasile Ioana. Îi mulțumesc Dumnezeu că îl cunosc de mult, de pe vremea când era ucenicul prea fericitului Părinte Teoctist. În aceste vremuri de răstriște, în aceste vremuri grele, eu am simțit nevoia să-l aud pe Părintele Vasile și să-mi explice mie, credincios, om simplu, ce trebuie să fac să duc mai ușor toată această perioadă prin care trecem? Doamnește părinte. Doamnește Mirela, mi aduc aminte Mirela dragă, în relația noastră de atâția ani că atunci când aveai cât o problemă mai grea, mă sunai și mă întrebai, părinte, cum este, cum, fac? cum da. să fac în situația aceasta? Am credința, Mirela, că Dumnezeu va veni și anul acesta și ne va mângâia sufletele. Lumina sfântă va veni, Mirela. Va veni și ne va mai arăta o dată în plus. Cât este el de bun și de iubitor și cât suntem noi de păcătoși. Sunt sigur de asta. Cu siguranță lumina coboară, părinte. Anul acesta însă, încercarea asta pe care o trecem, de la el zic eu, ne face să ajungem mai greu decât de obicei la această lumină și poate să o prețuim mai mult pe viitor. Acest rău nu este de la Dumnezeu. Nu ne-a dat Dumnezeu asta. Răul nu vine de la Dumnezeu. Nici pedeapsa. Nici pedeapsa Așa. Răul vine de la om și de la alegerile pe care omul le face. Deci noi am ales de ani buni încoace un mod de viață bazat pe consum, pe agresivitate, pe acumulare de bani și de putere, pe folosirea uh, tuturor resurselor în primirea de plăceri trupești, a plăcerile minții, trufia vieții, mândrie, fală, consum mult și toată această societate consumeristă l-a dus pe om în pragul nebuniei, Mirela. Am, și distrus creația, este. am distrus creația, am tăiat pădurile Ne-am distrus, am nu, stai, stai înainte de asta Ne-am distrus pe noi pacea noastră Ne-am distrus mințile noastre Pentru că nu mai judecăm limpede Ne-am ne distrus întâi echilibrul nostru interior Și apoi am distrus planeta Din setea asta de putere Știi, când vedeam la voi La antenă filmările alea Cu pădurile goale Și mă durea sufletul să văd o, o, Un deal chelios Și îmi venea să plâng să văd cum cât de cruzi să fie oamenii și să facă lucrurile astea uh, furând efectiv uh, pădurile acestei țări și ducându-le în altă parte. Însă toate aceste lucruri au avut ca o chintesență existența aceasta a acestui virus, existența acestui virus vine de la om. Omul a făcut. Ca să fie posibilă existența acestui virus. Și atunci, în momentul în care a apărut această pandemie, omul și-a făcut practic singur rău. În perioada aceasta, deși stăm în fața ecranelor, Biserica nu mai este formată și nu este formată din ziduri, da? Biserica suntem noi, biserica cea vie sunt sufletele noastre. Eu și cu tine acum suntem biserica cea vie a lui Hristos, unde sunt doi sau trei. Dar noi nu P suntem doi sau trei, trei, suntem unu, doi, trei, patru, cinci, șase băieții care filmează toți. Ai venit cu vreo opt oameni aici. Îmi aduc aminte și în seara aia, da? Păi așa scrie la lege 8. Noi suntem biserica lui Hristos. Hristos biserica... biserica... Da, da, ați venit biserica, separat, am văzut. A venit separat, am văzut, separat, da, 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 Ați respectat legea. Ideea este următoarea, draga mea, că acum altarul e la locul lui, preotul slujește și membrii care stau aici sunt prin tot orașul, prin toată țara și prin toată lumea. Haideți să vedem care sunt părțile bune ale acestei stări prin care trecem toți acum. Hai să vedem și binele din tot acest rău. Și primul bine din acest rău este că avem timp de pocăință. Pocăință înseamnă efectiv să te uiți la tine, să vezi unde ai greșit, unde ai păcătuit, unde ai călcat strâmb, ce pași greșiți ai făcut și să începi și să încerci să îndrepti starea ta. Vrei să-ți fie bine numai ție, vei muri egoist. Dacă vrei să fie bine aproape lui tău, vei învia. Hristos n-a înviat din morți, Mirela, decât după ce a murit pe cruce, decât după ce a asumat jerfa și când era în jerfa a spus, Doamne, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Și după ce și-a asumat toată suferința, deci dacă El a asumat tot răul nostru în El, în dragoste, ne-a chemat și pe noi să facem la fel. Și anume, să luăm tot răul de pe lângă noi, îl ducem în noi și l asumăm, iertăm și îl ținem în noi, nu îl scoatem afară. Și prin dragostea asta vom fi ca Hristos. Hristos a înviat după ce a asumat răul lumii. Da, pă, ur...